continuă ediția incendiară a punctului culminant, doamnelor și domnilor. Vorbim despre scandalul încorporărilor. George Simion imediat va fi în direct alături de noi și ne va spune cum îi blochează liderul AUR pe cei care au pus la cale acest act normativ. Ce le pregătește George Simion acestora și care sunt primele ordine ajunse la Cluj, doamnelor și domnilor. Procurorii intervin. Vă prezint informațiile obținute de Bogdan Chiriac, alături de noi, ca de obicei, cu dezvăluiri spectaculoase. Ce a aflat Bogdan din cele mai înalte cercuri despre omul lui Biden? Care este miza adevărată a vizitei vicepreședintelui Statelor Unite în România? Totul în cursul acestei ore, domnilor și domnilor. Acesta fiind, spune și salutându-l pe domnul George Simion, în direct din Polonia. Bună seara, domnule Simion! Bună seara, domnul Ciutat! Breaking news! Ordine false de încorporare la firme din Cluj. Procurorii intervin la solicitarea Ministerului Apărării Naționale. Mai multe companii din Cluj ar fi primit pentru angajaților ordine de chemare la oaste, semnate echipurile de Ministerul Apărării Naționale. Costin Soare ne explică. Bună seara, Costin! Bună seara! Mai multe firme din județul Brașov, dar și din județul Cluj, au primit astfel de adrese false, dar care aveau antet al Ministerului Apărării Naționale și o adresă e-mail a MAPN. Prin aceste documente li se solicitau administratorii firmelor să pună la dispoziție o bază de date cu toți angajații bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, care în maximum 48 de ore ar trebui să se prezinte pentru înrolare. Evident că au fost sesizate imediat autoritățile și inclusiv Ministerul Apărării Naționale a contactat procurorii, iar în acest moment sunt în lucru mai multe dosare penale, pentru că sunt zeci de astfel de cazuri în toată țara. Au fost raportate, de exemplu, situații similare în județul Argeș, dar și în județul Dâmbovița. Oameni care au primit înștiințări acasă astfel de documente au circulat și pe site-urile de socializare și s-a creat panică. Sunt și multe glume făcute pe seama acestor documente, dar sunt și oameni care cred că trecuți de 50 de ani vor ajunge în armată în cazul în care România ar putea intra într-un conflict militar. Pe de altă parte, Ministerul Apărării Naționale a anunțat clar că nu suntem în această situație. România nu este nici în stare de asediu, nici în stare de război. Nu vorbim despre mobilizare în acest moment și nici nu sunt semnale că ar urma ca țara noastră să fie implicată într-un conflict militar. Dar toate aceste cazuri au fost acum preluate de procurori. Se fac cercetări în acest sens, pentru a se afla cine sunt persoanele care încearcă să producă panică în rândul românilor, să-i sperie că vor intra în corpul armatei și vor fi trimiși la luptă, așa cum spuneau, într-un interval de maximum 48 de ore. Mulțumesc mult, Costi. Domnul Simion, citesc dumneavoastră ca din Dalai Lama. Vă asigur că, 1, nu vor implementa starea de criză, 2, nu vor recruta români. Ignorați propaganda de război, scrieți dumneavoastră pe Facebook astăzi. Îmi spuneți și mie cum faceți treaba asta? Păi, e evident că ai noștri lideri politici nu mai au nicio credibilitate și nu mai sunt ascultați de către români. De aceea mi-am luat permisiunea să liniștesc un pic lucrurile, pentru că e normal ca românii să facă cozi la benzinării, atâta timp cât l-au ca ministru al energiei pe un individ care are interese prin soția lui la OMV Petrom. Păi și de-aia nu ne lăsa să ne... Stați un pic, stați un pic. Domnul Simion, una e una, alta e alta. Faptul că nu vă place de Popescu sau că Popescu e în conflict de interese acolo, nu înseamnă că nu trebuie să mai plece numai la oaste dacă începe războiul. Asta încerc să vă zic. Dar nu începe războiul, domnul Ciusacu. E o psihoză în acest moment și trebuie să liniștim românii. Într-adevăr, au de suferit români în urma războiului, dar nu românii din țară. De asta trebuie să-i liniștim. Trebuie să vină măcar cineva cu credibilitate în fața românilor și să le spună să stea liniștiți. Ei nu pot avea încredere în Florin Vasile Câțu că nu repetă schemele pe care le-au făcut în timpul pandemiei, dar nu o să introducă nimeni nicio stare de criză și nu o să înceapă recrutările. Săracii de la Ministerul Apărării Naționale au tot încercat să
liniștească populația, pentru că evident sunt niște mâini criminale care trimit aceste ordine de recrutare false și trimit aceste zvonuri false. Dar Florin Vasile Câțu sau Vasile Dâncu nu au credibilitatea în fața românilor să fie și ascultați. Bun. Dincolo de falsurile astea, domnule Simion, în laboratoarele guvernului... Stați un pic, să coace totuși actul ăla normativ care ar urma să intre pe circuit săptămâna viitoare privind decretarea stării de criză. Ați zis că îl blocați și pe ăla. Întrebarea mea e cum o faceți? Că aveți 10%. Nu există așa ceva. Este un om care are probleme psihice grave. Este Florin Vasile Câțu. Am scăpat țara de el din funcția de prim-ministru. Păi și ce treabă are Câțu, domnule? Nu are ce stare să... Dar nu reinventează el Constituția. Avem starea de urgență, este suficientă starea de urgență, nu există așa ceva, cum nu a putut exista din punct de vedere constituțional certificatul verde la locul de muncă. Și am terminat cu prostia asta și nici o stare, au stare de criză, dar ce e asta? E o invenție, a inventat Florin Câțu noaptea starea Dumnezeu, de criză. Dar nu e Câțu autorul proiectului. Înțeleg că aveți paraponul pus pe Câțu și cum să spun, aveți toată simpatia mea pentru antipatia pe care o aveți la adresa domnului Câțu, dar nu e Câțu autorul acestui proiect, domnul Simion. Proiectul vine de undeva, de la Consiliul Suprem de Apărare a Țării în colaborare cu Statul Major General. Nu există, Dâncu a zis că nu există așa ceva. E ministru apărării naționale și a zis că nu există așa ceva. Doar Câțu s-a trezit să vorbească că îl trece repede înainte. Ce treci, mă, Câțule? Dâncu a zis că e un draft din care s-au selecționat anumite pasaje care nu mai e de actualitate acum, dar premierul Ciucă a spus că săptămâna viitoare redevine de actualitate după ce îl reanalizează. Deci săptămâna viitoare se va întâmpla ceva. Săracul premier, nu trebuie să panicăm populația, săracul premier dă cu stângul în dreptul, eu sunt în Polonia unde săptămâna trecută mai era el singurul pe aici cu mască. Săracul, da. Așa. Deci nu există așa ceva, nu există așa ceva, domnul Ciutacu, și ordine din astea false de recrutare s-au dat și în Vâlcea și e momentul să luăm atitudine și să spunem românilor, stați liniștiți, e grea și e gravă situația, dar nu ajungem acolo. Sunt foarte liniștiți polonezii în acest moment, care săracii au 1,5 milioane de ucrainieni veniți să se adăpostească de agresiunea rusă. Nu e cazul să agităm și mai mult spiritele cu declarații de genul celor făcute de Câțu, care vrea să arate că e mare jucător. Nu mai e niciun mare jucător, se termină și conflictul ăsta din Ucraina și dintre Ucraina și Rusia și o să fie dat afară și din funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Și dacă guvernul aprobă propunerea legislativă la care fac referire oamenii ăștia, ce faceți? O să fim în Parlament, o să fim în stradă, o să ne opunem pentru că suntem singura forță care ține cu românii și ține la acea liniște pe care românii trebuie să o aibă, pentru că venim după 2 ani grei și ne așteaptă în continuare luni grele, luni de criză economică, criză datorată deciziilor neinspirate luate de acești decidenți. Putem spera la o viață liniștită ca în Polonia, ca Ungaria, unde există conducători care țin la neamul lor, la țara lor. Acestea fiind spuse, mai scoateți lumea în stradă împotriva politicilor guvernamentale și a majorilor de prețuri și tarife? Cu siguranță regimul Iohannis trebuie să cadă. Ce o să facem în următoarele 2 luni este să ducem la bun sfârșit campania de demitere a lui Klaus Iohannis, care trebuie să plece. El s-a ascuns acum și își comandă, știți, săracul Klaus Iohannis, că aur a scăzut în sondaje. N-a scăzut aur în sondaje, e la fel de iubit de români pe cât e de detestat Klaus Iohannis. Așa că în următoarele 2 luni o să fim în continuare în fiecare colț din țara asta pentru a duce la bun sfârșit procesul de curățenie pe care l-am început dându-l afară pe Florin Vasile Câțu. Citesc aici, imediat, domnule Petrescu, citesc aici, benzina e aproape oblei, îi dăm jos, mai suporți, ieșiți iar în stradă la modul concret în perioada asta? Să vedem ce spun românii. Nu e o acțiune de dorit pentru duminica aceasta, dar nu excludem dacă vor continua
să panicheze populația cu stări de criză sau cu ce îi mai vine prin capul lui Florin Cîțu. Domnul Simion, numai mâine și poimine nu-i duminică. Când vă decideți? Bine, după duminică vine luni, n-au intrat zilele în sac. În schimb, eu vin cu rezultate bune în urma vizitei din Varșovia și sper să fiu lunea viitoare la dumneavoastră în studio. V-au primit ăștia ca extremist acolo sau nu? Nu, nimic. Ei știu cine sunt adevărații extremiști, gașca din jurul lui Vladimir Putin și gașca care a capturat momentan Bruxelles.